aceasta, dragii mei, săptămâna aceasta vom vorbi despre animalele marine. Și avem câteva aici, singurile pe care le avem noi acasă, sub formă de plușuri. Prezintă-le, Elena, te rog. Ce animale marine avem aici? Un crab, un delfin, un pește clov. Și aici mai avem un pește clov de culoare portocalie cu dungi albe. Un pește clov. Și spune, aici un șarpe și gata. Și atât. Pește clov. Peștele ăsta, ce pește e, copii? Care se umflă așa când e cuțit. Balon! Aha, peștele balon! Ce mai avem? Și un șarpe. Oh, cum face șarpele? Să facem cu toții. Dar cum face peștele, Elena? Astăzi o să vă prezint două filmulete. Drăguțe, primul va fi un filmuleț cu toate animalele marine care se găsesc în ocean și sunt o grămadă. O să vedem leți cu delfini. Eu, Ștefan, Elena și cu tatăl lor am fost la mare, la delfinariu. Sunt sigură că ați fost și voi. Și v-am pregătit un scurt filmuleț de la delfinariu. Ca să vedeți delfinii, dar și lei de mare. Și aș vrea să vă rog ca la sfârșit, după ce terminați de văzut filmulețul, să ne faceți și nou un acvariu cu peștișori sau să ne colorați câteva animale marine. Eu o să vă las un document la sfârșit pe care părinții voștri îl pot deschide. Dacă au imprimantă, vă pot scoate la imprimantă câteva imagini. Voi le puteți colora, decupa și apoi lipi pentru a realiza un acvariu. Bineînțeles, dacă vreți. Nu este obligatoriu. Da? Dacă vă place. Vă pup și ne vedem după amiază la următoarea activitate.
Ia să vedem cum merge el ca un adevărat leu de mare. Bravo, scumpule! Excelent! Bine, micuțule! Foarte bine! Da, și se foarte bine, la fel de agil și moftit. Uite, uite, uite! Și... Bravo, scumpule! Da! Da! Uitați ce braț vă poate avea semn! Uite, 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 uite! Ce micuțule? Hai sus! Hai sus, fețe! Ia, pune-și